sigur că, ascultându-l pe domnul Marcel Toader, evident, zici așa. Și la 1272 evident, constat că este, un izvor nesecat de aventură, cel puțin verbală. El a și spus că viața lui este motiv pentru care, din spusa domniei sale, nu pot să nu constat vocația peripatetismului cu iz de plastic menajer. Da, pe dacă ne luați așa. Adică, iar îl jigniți, iar îl face stan. Ce teolog ești tu care jignești un om pe buza prăpastiei? Domnul Ionașcu, un plastic e fantastic. Țineți minte ce vă spun. Adică, pe de altă parte, nu pot să nu remarc teribilă apologia domnului Marcel Toader, prin care se martirizează public realmente, pendulând între eșec personal și primejdea infracțiunii. Numai că nu pot să nu mă întreb între toate astea, precum domnul Marcel Toader, de ce l-a lovit trenul. Domnul Marcel Toader, dumneavoastră de ce n-ați plătit întreținerea? Pentru că atunci probabil că dacă o plăteați nu mai era un grup infracțional compus, culmea, din vecini. Pe de altă parte, el nu mai era nici Ministerul de Interne implicat sub aspectul unor bătrâni, bătrâne care locuiesc pe scara blocului și nu au un serviciu ca să și nici nu l-ar mai urmări o Volgă albă cu volanul pe dreapta. Sigur, pe de altă parte, înțeleg că dumneavoastră sunteți un minuțios, efectiv, inventariator al lucrurilor, de la molecula de apă până la lenjeria intimă. Fără geamuri, domnul avocat? Nu, chestiunea aceea este extraordinară. Un birou de lucru teribil a unui urmărit, care, în mod evident, lucrează la inventarul propriei lenjerii. În timp ce... Deci, cred că suntem singurii care avem chef de râs, dar el săracul... Nu, dați-mi voie să vă spun. Până la urmă de problema omului. Nu. Problema Haideți omului. Să vorbim în cheie serioasă. Nu, vorbesc foarte serios. E vorba de un grup infracțional deci, cu Ministerul de Interne implicat. Deci, eu... Bine, Dane, bine. Eu... Haide mă că mai glumim, te supără. Eu sunt foarte mulțumit, bună oară, că Mr. Bean nu s-a născut în România. Vă spun și de ce. L-ați pentru făcut că, Stan și Bran, acum îl faceți. Pentru că, nu, n-are nicio legătură cu chestia asta. Pentru că omul acela, dacă s-ar fi născut în România, era un talent de cel puțin 10 ori mai mare decât dacă s-ar fi născut în Anglia. Iată de ce. Nu, eu zic că dacă s-ar fi născut aici, ar fi fost complexat de mulți alții. N-ar mai fi avut cum să iasă la suprafață. Iată două complexe. Într-o zi, ajung prin Baia Mare, unde constat cu o doamnă, mi se spune că o doamnă de la inspectoratul școlar de acolo s-a dus... Doamna de la București, consilier de ministru, transfer pe post, unde culmea lui Dumnezeu a participat în cadrul inspectoratului la un concurs. Pe care are legătură cu ce pățește, Marcus? Nu are legătură, să vedeți de ce. Nu, că am ajuns prea departe. Să vedeți de ce are legătură. Da. Unde? Cine credeți că pregătește concursul? Doamna, cine credeți că afișează și face tematica? Doamna, cine credeți că dă examenul? Doamna, cine credeți că corectează lucrările? Doamna. Revin la Marcel Toader. Dați-mi voie să vă spun că în toată activitatea mea, sub aspectul experienței juridic, practice și lecturii de specialitate, în special a practicilor, eu n-am auzit până acum un scenariu mai bun de posibilă infracțiune și grup organizat infracțional. Știți de ce? Grupul infracțional e constituit din două sau mai multe persoane care au un obiectiv comun de a săvârși o infracțiune. El are dreptate, în domeniul este imobiliar au mai fost băbuțe sărace care au fost lăsate pe drum. Nu, dați-mi voie că aici e concluzia. Cu legătură este prima oară. Stai o secundă, cu showbizul nostru, Sergiu Băhăian. Da? Da, mă, care da, organiza da. Super este spectacole mai mulți. Și care au omorât nu știu pentru... câți boschetari da, făcea da, bravo, ca să da. Le ia casele. Deci hai să ne revenim. Omul este a luat prima viață. Oară da. Și el făcea cele mai mișto concerte. Este prima oară în schimb, Dumnezeu. Când aud că se poate face un grup organizat infracțional constând din infracțiuni de a suna la interfon și a fugi, de a bate în ușă și de a nu răspunde, de a da după dar cealaltă ușă, iar pe de altă parte, sigur, de a fi o întreagă unitate care... de elită conspirativă care se pune mâna pe un apartament la care nu s-a plătit întreținerea. Singurii pe care îi cunosc cu modus operandi de genul ăsta sunt grupul infracțional format în colindători. În momentul nu le deschizi, sună la adică, dar totuși nu trebuia înlăturată și prevenită această infracțiune și întreagă operațiune infracțională cu plata întreținerii la respectiva la respectivul ghișeu? Dumneavoastră s-ați de asociație de bloc. Asta denotă și din ce am auzit eu cu contractele dumneavoastră. Și să vă spun de ce. Știți cât a fost factura, adică cât am investit eu în
Nu, vă spun despre ce este vorba. Stați foarte prost cu matematica. Vă mulțumesc. În sensul dumneavoastră, acum orator, ca sigur, orator. Sigur, vă mulțumesc foarte mult, de-abia aștept să-mi dați o lecție. Dumneavoastră. Și vă spun de ce. 8400 de lei cât am investit eu în acea baie cu gresie, că nu e gresie ieftină, ori TVA fac 10200 de lei, da? Deja administrația de locatari era în culpă, vis-a-vis de mine. Adică una jumătate nu trebuia să plătesc întreținerea. Da, ce părere aveți, domnule Ionașcu? Asta e baia, nu? Pe care o vedem acum. Am părerea că acolo... Ce părere aveți, domnule Ionașcu? Nu aveți dreptate. Unde se face? De ce nu începeți cu lucrul ăsta, domnule Ionașcu? Păi îmi dați voie să vă răspund? Am dreptate, bineînțeles, nu? Îmi dați voie să vă răspund? Când am dreptate, merg până în pânzele albe. Nu plătesc, frate! Că aveți dreptate. Baia. Aveți dreptate și cred că modelul acesta trebuie implementat la fiecare locatar din București și din România. Păi despre ce e vorba? Adică scot banii din buzunare, eu sunt prostul lor? Nu, foarte corect. Adică domnul Marcel Toader spune așa. Dacă îți faci o amenajare în propriul apartament, n-a fost amenajare, în contextul acesta, în mod evident, Daniel, trebuie să se suporte de către asociația de locatari. De s-a spart tot țeavă. Oamenii au venit la om la ușă și au zis de la tine e. Ai inundat sparge persoane... baia. Ăsta și-a distrus toată baia și ce să vezi? După ce și-a distrus toată baia... Da, lumea, aici are dreptate. Era coloana centrală. De coloana centrală. Păi, primește preparația. Aici coloana de la calorifere, domnule Orașcu. Aici toată lumea a dat dreptate, dar aici s-a ajuns să merg cu duba fără geamă. Uitați că eu nu-i dau dreptate. Nu-i dau dreptate. Ca să arăți o matematică. În loc să ne înțelegem cu acei oameni, eu m-am dus la ei să mă înțeleg. Fiți calm că nu aveți dreptate. Domnule, aici are dreptate, am niște bani, da? Deci fiți calm că nu aveți dreptate. Domnul acestor bani, că nu este vina mea că m-a scris să spart. Toată lumea vă dă dreptate, eu nu vă dau. Deci ascultați-mă, că am spart la cuvetă, am spart zidurile, unde am caloriferul pe perete. Nu trebuia să o faceți. Nu e vorba de asta, nu? Nu trebuia să o faceți dumneavoastră. De ce să nu fac, domnule Ionașcu? Era inundat pe... Nu ești obligat, asociația este obligată să vină să facă reparația respectivă. Domnul Ionașcu, dacă defecțiunea e la tine în apartament, ești obligat să repari. Curgea apă din planșeu, da? Curgea apă din planșeu, da? Să vă explic. Nu, vă explic eu, că văd că sunteți în eroare. Curgea apă din planșeu. Domnule, nu-i de la mine. Eu am pus cupru, am investit în apartamentul ăla. Nu că e de la dumneata. Vite administratorul, eu nu eram acasă. Era doamna menajeră și zic, tanti Aurelia, chemați pe persoana care mi-a făcut apartamentul. Poate l-a chemat. Bineînțeles, a spart baia omul, a venit repede, că inundam oamenii de jos. Și se descopere că era de la coloana de încălzire a blocului. A reparat omul, într-adevăr, la proces. Actualul administrator a spus, da, într-adevăr, reparația a fost făcută și 10200 de lei cu TVA, cu tot cât am plătit, nu mi-a fost recunoscut, domnule Ionașcu. Și vi-a ce să fac? Și vi-a recunoscut instanța? Mi-a recunoscut instanța, în primă instanță. Și a trimis acasă. Și ei m-au dat în judecată când eram în show la televizor. Ai despre ce dreptate, vorbim? Da, dar ei să sari în dube fără geamul, păi nu, să Dane, scar dar, nu, Dane, dar să fiu amenințat că să scot din casa mare. Mea pentru 8400 de lei fără TVA, da? Stați puțin. Domnul Ionașcu, nu aveți dreptate puțin. În ceea ce spuneți, dar eu vă dau. Să fie foarte bine înțeles. Ați terminat? Haideți, domnule, să depășim. Are dreptate aici. Nu are. Cum, domnule, să nu am dreptate? Domnule Ionașcu, dacă eu vă spun că fiecare zi 4.000 de litri de apă îi arunc la canal, fără niciun rost, da, domnule, eu țip în gura mare la televizor și nu se întâmplă nimic. Cu apa e una și cu reparație alta. Păi tot aia. Deci dacă dumneavoastră îmi spuneți mie... Domnule Ionașcu, dumneavoastră aveți mari lacune de matematică. Vă spun foarte clar. Deci 4.000 de litri... Păi dacă dumneavoastră îți imaginezi că ești capabil să-mi spui mie unde am lacune... Ori 31 de zile, ori 12 luni, ori 14 ani, sunt 100... Vă spun că unul nu vă permit, doi la mână n-aveți nicio autoritate să faceți treaba aceasta. Păi știți de ce? Ce vă pentru că nu vine să-mi spune mie Marcel Toader ce pot și ce nu pot. Păi nu mă las la mișto, vorbiți... că nu vă permit să vă las pe la mișto. Vorbiți numai bine. Baia mare cu nu știu ce. Măi, stai. Eu am plătit bani ăștia din buzunare, da? Să fim foarte bine înțeles. Dacă îți imaginezi că oamenii să mă cer cu dumneata... Te ceri cu mine, domnule Ionașcu. Dar încerci să induci... Poate că nimeni n-a reușit să facă acest calcul atât de repede. Hai mă, Daniel, ești tu super, că ți-a zis că nu ești bun la mate, dar ce ești? Sunteți avocat, nu matematic. Nu-i permit lumea cel toate să vorbească așa, e bine? Eu nu sunt bun la... Eu nu sunt bun în justiție. Nu aveți dreptate, se poate să vă spun de ce. De ce, domnule Ionașcu? Dacă dumneavoastră nu ați fost în țară și nu ați fost citat legal, aveți calea revizuirii. Ați uzitat de ea? N-am auzit, domnule Ionașcu, de atunci de unde îmi dați mie lecții? Lucrurile au fost așa, cavalcadă. De unde îmi dați lecții? Din ce nu cunoașteți? Păi la matematică v-a dat, domnul. Despre ce matematică e vorba în revizuire? De cât a pierdut? Eu vorbesc de ce am ajuns în proces. Hai, domnule, dar mă strigi la mine, nu-ți plătești întreținerea și vii și de mine? Nu, eu am plătit întreținerea. Hai, domnule, să fim serios. Am plătit întreținerea cu un an jumate în avans, da? Deci dumneata umbli cu niște stași menajeri prin stradă tot timpul și vii și strigi la mine. La bloc, eu plătisem
întreținerea cu un an jumate în avans. Să domnul Marcel Toader, e ultima oară când eu vorbesc cu dumneavoastră. Dacă cu dumneavoastră vezi, cine intră în discuție, greșește capital. Greșește capital. Da, domne, că n-am venit să ne certăm pe viață aici. Poate că Marcel a făcut mai repede calculul că l-a făcut dumneavoastră dur. Dar nu suntem, suntem mai slabi la matematică decât el. El l-a făcut și îl știe până afară. Dar nu despre calcul e vorba. Este care dreptate. Atunci când o coloană o repară cineva, sunt două variante. Fie cheamă asociația să facă imediat, fie o face mai rapid proprietarul respectiv. Și se poate îndrepta împotriva asociației. Eu i-am dat facturile administratului, poftiți. Da, sigur, niciun fel de probleme. Facem un barter între ce am plătit absolut eu și ce trebuie să plătesc la întreținere. Ne scădem, da, Toader, nu facem scădem, un barter. Mă rog. Ne scădem. Domnul avocat, fost afară 10 zile. Domnul avocat, și Mara și și trebuia să dați. Mie nu mi se pare că asta e problema. Aceasta. Problema aici, să zicem, care dreptate. Problema este unde s-a ajuns. Că merge cu dube fără geamuri și cu saci. Adică asta este problema, că pe el l-a măcinat în asemenea hal. O problemă care, să păi zicem ce că este... Vi se pare normal? Păi asta vă asta. Haideți vă să fim serioși. Asta vă am crezut că nu intrăm din discuția asta serioasă. Gândiți-vă și la mine. Stați așa puțin. Nu luați în derizoriu, domnule Orașcu. Nu, da, el a luat-o aproape razna. Și așa mai departe. Dar eu nu înțeleg. Adică de nu ce dumneavoastră, nu dumneavoastră ați trăit când ați văzut, când ați văzut dispozitive de ascultare în casă. Eu le-am avut. Nu dumneavoastră. Stați puțin. Foarte bine înțeles, da? Stați puțin. Și o să vă mai demonstrez niște lucruri, o să vedeți dumneavoastră. Domnul Marcel Toader. Păi despre ce vorbim? Luați dacă, în derizoriu lucrurile astea. Dacă vă imaginați, eu mă trezesc cu fel și fel de lucruri despre ce dacă vorbim. Dacă vă imaginați că eu sunt opozantul dumneavoastră, vă înșelați. Eu pot opozant, să vă ascult. Luați, luați așa în derizoriu totul. Dați-mi domne, voie. E soarta unui om care a crezut în ceva anume, da? Dați-mi voie nu să iau în derizoriu. Dați-mi voie să iau în râs tot ce faceți dumneavoastră. Da? Știți de ce? Pentru că sunt liber păi să o fac, suntem unde suntem, este opinia mea. Genul de oameni avocați care iau în derâdere ce li se întâmplă unor oameni. Domnul Capatos, da, dacă acest domn e, nu-i ziceți că luați mai îndrăznește să mai strige la mine odată, fie îl pun la punctul dacă nu îndrăznește. Mai încet, mai încet, mai încet. Fie îl ascult, că nu ai cu cine vorbi. Domnul Nașcu, da, nu ziceți că râdeți de el, că el chiar e afectat. Păi dați-mi voie să vă spun, dar nu-i de râs. Dați încă o dată imaginile și haideți să vedem care este. Un grup conspirativ infracțional compus din vecini. Dar nu râd, râd copios. Vreau să da, am zis și eu asta, am sesizat. Și mă duc într-o dubă și îmi fac inventarul la lingeria intimă și am pretenția unui discurs valoric. Dar nu mai vede pe el, este un pic tulburat. Să fim serios.